Când se va da o lege, zice Duhul Sfânt, și pe mulții voi sili din urmă să părăsească meleagurile acelea. Egramă rostime negaut, aleluia. Și iată, zice Duhul Sfânt, egobes fardos timene graot, aleluia. Cei care nu vor pleca gramnic, iată, va fi durere, plâns și multe lacrimi. Și iată, zice Domnul prin Duhul Sfânt, eglados zimene graot, aleluia, va fi o mare asuprire pentru poporul meu, zemana haot, aleluia. De aceea, zice Domnul, zemana haot, să priviți cu ochii, zice Duhul Sfânt, și când veți auzi vestea aceasta, zice Domnul, să nu stați pe gânduri. Revara haot, aleluia, pentru că iată, eu voi purta de grijă, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Da, zice Domnul prin Duhul Sfânt, această lege este, da, deja și formată, este gata implementarea ei, zice Duhul Sfânt. Și iată, familie cu copii, zice Domnul, egramina cobet fal de stime de cauz, va avea mult de suferit, zice Domnul prin Duhul Sfânt. De aceea vă înștiințez din timp și vreme, când veți vedea acest semn, zice Domnul, Evalo Hobie la Graidovel, fiecare să salveze casa lui și cortul lui. Și eu voi merge înainte, zice Domnul, Amin. Și iată, va fi ultima trâmbiță în care voi suna pe gomera haut, aleluia, pentru cei care vor mai auzi glasul, iar care nu va înțelege sunetul acestei trâmbiți, iată, multă jale și suferință va rămâne în urmă. Amin. De vestea asta, cumva, se va da o lege în țara de unde sunteți și va fi și va fi ultima trâmbiță care va suna. O să domnul mai sunat în trâmbiță, dar asta va fi pentru că urăciunea pustirii va fi la cel mai înalt nivel și cel mai mult familii cu copii mulți vor avea de suferit. Deci așa s-a arătat din partea lumii. Și cei care nu vor accepta și vor spune, au mai fost din astea. Deci va fi o mare suferință și nu vor să vă mai putea întoarce deloc pe locurile acelea. Așa s-a arătat. Domnul să aibă